și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Înalt, precurioase, părinte tare, precurioși părinți, părinți, frați și biserici și biserici. Să zim astăzi, frați și culturați, Sfânta Treime, care potrivit Sfântului Grigore Teologul, este adevărata viață și adevărata teologie. Dogma di Agia Striata, dogma Sfinte Treim. O săptămână înainte de Rusalii, s-a citit la Sfânta Liturghie Evanghelia despre unitate, un fel de testament al Mântuitorului, lăsat nouă de a fi una în El, una în Tatăl, dar și una Sfântul Duh. Am sărbătorit Sfântul Duh, Rusalii, care nu înseamnă numai începutul bisericii, ci și o continuitate a bisericii. Deoarece biserica este plină de Duhul Sfânt, sau biserica este un rusalii continuu, sau o cinzecime continuă. Este în continuu al Sfântului Duh în biserică, că toate prin El se fac. De fapt, toată mântuirea noastră se face recuperată prin Fiul Sfântului. Aceasta este o sinteză a unei expresii care vine de la Vasile cel Mare, teologul Sfântului Duh, care ne arată nouă și să înțelegem, de fapt, dogma Sfintei Treimi. Deci biserica nu se reduce la o denominațiune sau la un grup de creștini, ci biserica este dogma Sfintei Treimi, care nu este altceva decât manifestarea iubirii sale în lume pentru mântuirea noastră. Biserica nu se reduce la un interes personal, nu se poate transforma într-o religie privatizată de interes individual sau ceva redus de interes dominațional sau etic. Deoarece biserica este manifestarea iubirii Sfintei Treimi în istorie. Și aceasta face biserica, extinde iubirea Sfintei Treimi, iubirea Împărăției lui Dumnezeu între noi, comuniune, împărtășire și iubire, care nu se realizează mai desăvârșit decât în Sfânta Euharistie, taina iubirii sau taina extinderii iubirii lui Dumnezeu către iubirea noastră. Dar dogma Sfintei Treimi sau învățătura despre Dumnezeu în trei persoane trebuie să cuprindă viața noastră în toate fragmentele ei. Vedem aceasta în viața Maicii Domnului, la Muna Vestire, care în limba greacă îi se spune evanghelismos, e un termen mai cuprinzător. Ne arată nouă această icoană a unei vestiți, că întreaga viață este o chemare, iar Maica Domnului este mama fiecărei chemări, pentru că ea spune da pentru întruparea Fiului, îi spune Tatălui, și lucrul acesta se realizează Sfântul Duh. Fiecare dintre noi avem o chemare și fiecare dintre noi avem o vocație. Și acest lucru vine din taina botezului. Dumnezeul creștin nu este un Dumnezeu de origine îndepărtată, cum spunea Iluminismul, ci Dumnezeul creștin este iubire, este apropiere, este cunoaștere, este împărtășire. A cunoaște în teologie nu înseamnă un lucru exterior, ci înseamnă a te împărtăși de existența celuilalt. Fiecare avem o chemare pe nume. Iar lucrul acesta este foarte important, pentru că numele arată că te împărtășești de taina fratelui sau de existența celuilalt. Acest lucru este foarte important astăzi, când creștinismul prin secularism a devenit un factor la marginea societății. Nu ne confruntăm în lume cu un ateism astăzi, dar ne confruntăm cu o anumită cultură indiferență de creștinism.
Homo foran, omul rugăciunii, a fost înlocuit astăzi de homo indiferent. Omul indiferent. Și se pune întrebarea dacă fiecare dintre noi avem o vocație și o chemare. Care este vocația aceea? Cui se adresează ea? Pentru că secolul de-a rândul s-a vorbit de misiunea de a propovădui Sfânta Treime între neamuri. Dar astăzi are loc o schimbare de imagine și de structură, în sensul că e nevoie de o misiune între noi. O misiune adresată celor botezați cu numele. O trezire în conștiința credinței și o trezire a botezului nostru uitat. Aceasta este tera misionare, tera misiunii astăzi. De a face misiune între creștini botezați cu numele. Că nu e suficient doar să fie registrat într-un registru că ești botezat și să nu ai viața creștină. Care e diferența atunci între un creștin botezat și între un păgân? Fiecare dintre noi suntem chemați, mai ales de Sfânta Treime, să reactualizăm taina botezului nostru. În numele Sfintei Treimi, cu actualizarea conștiinței a faptului că ne-am botezat în numele Sfintei Treimi. Sub cerul Europei e nevoie astăzi să se audă cuvântul bun al Dumnezeu, ca să descopere adevăratele rădăcini culturale sau orice alt creator și filozofic în istorie. Pe toate drumurile Europei, așa cum ați călătorit, ați observat că sunt crucifixe. Da, dar crucifixul ce arată? Crucifixul este o chemare. Cui este adresată chemarea? Omului. Este un barometru adresat omului. Crucifixul este apoi orientare între intersecții, între intersecțiile vieții, între idei și culturi, între imagini și diferite ideologii. Părinții apologii din secolul II spunea că creștinismul este ființa adevărului, că Domnul Iisus Hristos este ființa adevărului și nu obișnuința. Apologetul Tertulian numea păgânismul obișnuință. În traducerea modernă ne-am gândit să-l reprezentăm prin moda timpului. Deci pentru noi astăzi Iisus Hristos să fie adevărul. Pentru că moda timpului, cultura pluralismului de astăzi, vrea să le adune pe toate într-un loc. Pentru cultura pluralismului nu există o credință adevărată. Nu există un adevăr mărturisit adevărat sau o biserică adevărată. Toate sunt la fel. Ceea ce ne învață astăzi globalizarea. Globalizarea are aspecte pozitive, că respectă alteritatea. Dar nu-i convine deloc, mai ales culturile locale, care sunt în relație totdeauna cu manifestările credinței. De aceea se vrea cumva în lume, și prin globalizare, o religie universală, relativizându-se Sfânta Treime, învățătura despre Sfânta Treime. În timp ce religiile încearcă să arate ce trebuie să facă omul pentru a se mântui, creștinismul a arătat ce a făcut Dumnezeu pentru om. Dar într-un fapt, a murit, a răstignit și a înviat Iisus Hristos. Toate din iubire. Deci, vocația noastră de creștini, de mărturisitori, depinde de fidelitate, de voința Tatălui, de fidelitatea față de Iisus Hristos și de lucrarea Sfântului Duh în noi. Căci dacă Sfântul Duh nu se lucește în viața noastră, nu vom putea lumina în jurul nostru. Că fiecare avem această vocație de creștini profetici. Aceasta nu înseamnă a face profeții, aceasta înseamnă ca prin viața ta să vezi limpede viitorul. Să ai curajul să vezi viitorul depărtat, viitorul eschatologic sau viitorul definitiv. Pentru că dacă crezi în Sfânta Treime și ești creștin,
călătorești cu ea în această viață, ai comunie cu ea în această viață. Dar dai în această credință, te duce dincolo. Pe când dacă nu crezi în Dumnezeu, te împaci cu neantul la sfârșit. Există o falsă evanghelie, aceea diavolului, care este not servia. Înseamnă că nu slujește omului. Păcatul, moartea, războiul în lume. Vrea să înlăture bunătatea, frumusețea și splendoarea frumuseții lui Dumnezeu. Deci, fiecare dintre noi suntem chemați de a descoperi Evanghelia milostivirii sau taina samariteanului milostiv, care nu înseamnă altceva decât o inimă care vede Sfântul creștinism cu botez de formă. O inimă care vede, o inimă care vorbește inimii, corat, corlompitur, spunea înțeleptul, o inimă care vorbește inimii. Dacă am descoperit toate acestea, am realizat că fără Dumnezeu nu le putem face. De aceea spunem, conversia Dominum, să ne îndreptăm spre Domnul, ca să ne facă persoane pascale, pline de focul iubirii sale, ca să spunem un da iubirii sale și să o ducem lumii, Universului, ca să rămânem în al Său veșnic astăzi, de a fi cu El, de a fi cu Tatăl și de a fi Sfântul Duh. Persoana care iubește devine un constructor al civilizației iubirii, al cărui centru este Iisus Hristos. Aceasta este fundamentul omului de astăzi, omul iubirii. Și credința noastră, ca vocații, ca creștini, ca chemare, toți suntem chemați de a renui al nostru fiat, al nostru da pentru Dumnezeu, de a spune nu voinței noastre pământești și da voinței Tatălui, pentru că aceasta este Evanghelia, voința ultima a Tatălui, adică este neschimbătoare. Nu se negociază etica morală a Evangheliei de dragul unei particularități istorice. Nu se schimbă învățătura despre căsătorie, despre om, despre relații sexuale, decât aceea pe care ne arată voința Tatălui în Evanghelie. Iar Evanghelia, în ultimă instanță, este har. Este bucurie. Este fericire. Vedem aceasta în viața Maicii Domnului, când Îngerul îi spune Here Chrysalitomene, care înseamnă cea plină de har sau cea în har. Iar ultimul cuvânt al istoriei al Dumnezeu este harul. Harul care stă în inima noastră. Pentru că Dumnezeu este un Dieu de cœur umain, este un Dumnezeu al inimii umane. Iar Dumnezeu nu ascultă doar vocea umană, ci vrea să asculte inima sa. O inimă fidelă, fidelă lui Dumnezeu. Și o inimă care spune ca Sfântul Sivie va fi viața mea în întregime plină de tine. De aceea suntem chemați de Sfânta Treime de a actualiza credința noastră și mai ales botezul nostru. A ajuns Ortodoxia în privința înțelegerii botezului astăzi la arheologie. Dar viitorul Bisericii îl arată Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Viitorul ei va depinde de Sfinți pe care i-a avut, pe care i-a și pe care i-a avea. Pentru că Sfântul Duh e pururea prezent în Biserică, nu e de ieri sau de astăzi. Din ziua rusalilor, Sfântul Duh e prezent în Biserică. E pururea prezent în Biserică și El creează Sfinți. Sfinții ne va da nouă răspuns despre viitorul Bisericii sau va da răspunsului teolog ortodox american convertit de la baptist, mare misionar în Statele Unite astăzi, Brevei Nesic, dacă secolul 21 va fi sau nu ortodox. De învățătura Sfintei Treim, desigur, sunt lucruri foarte multe de spus. Numai cum trebuie să înțelegem că ortodoxia nu este un pachet imens de lucruri care le învățăm în mod abstract. Și noi, preoții și cei care sunt chemați să părtășească o învățătură foarte unitară, dar și simplă, Hristos este manifestarea iubirii Tatălui în lume.
Eu vreau să cred în aceasta și vreau să urmez voințe lui Dumnezeu în Fiul. Lucrurile sunt simple, de împlinit este greu, de urmat este mai greu, de a fi cu Iisus este și mai greu, de a muri cu El din nou, tot mai greu. De aceea să ne lăsăm de Sfântul Luminii Duhului, ca să ne facă și pe noi petricele minuscule din marele mozaic de Sfinți pe care Dumnezeu Tatăl îi face din istorie, ca slava, ca chipul lui Iisus Hristos, înconjurat de frumusețea Sfinților, să strălucească la tot frumusețea slavei și frumusețea slave, pentru că omul este slavă.